cum o să egalizez. Văd care și o prună asta în leu, dar o să dau jos, e în primul an și nu mă interesează. Deci aici o să dai el creștere, să vedem din ce pleacă, din altoi, probabil că din ăsta ar fi bine, spre exterior. Și să găsim ceva corespondență, pe astea două, cam la același nivel. Aici am găsit. Deci am aici creștere, deja a plecat. Am tăiat puțin mai sus, oblica să nu curgă apa în interior. Și să vedem o corespondență în partea cealaltă. Am avea aici. Ar fi cam la același nivel, pentru că următoarea e undeva aici. E prea sus față de celelalte și e și destul de vertical. Și atunci, aici se va face transferul pe o ramură mai mică, de vigoare mai mică. Deci o ramurică mai micuță, care a plecat în lateral, din oblic verticalul ăsta. Da? De aici va pleca, se va duce spre lumină. De aici va pleca, se va duce spre lumină. Și acum este la egalitate cu ce o să ciupesc aici, când o să crească, când o să am ce să ciupesc. Deocamdată voi elibera, o să eliberez pe asta, o să o tai pe asta, că deja îi face concurență astea, și probabil că și pe asta de aici. Nu am nevoie de ele. Deci o să arate cam așa. Da? Urca aici și făcea concurență, era mai înaltă decât asta, pe aici, pe undeva. Asta din interior nu mai ajută cu nimic acum. Tăiată la inel, chiar dacă este prun, era verde, puteam să o și rup. Și asta de aici are cumva, nu mă aștept cu nimic, pentru că pe mine mă interesează acest altoi, a treia șarpoantă, să-mi crească undeva aici. Asta o să plece pe aici și asta o să plece pe aici. Mai am ceva aici, e mai înaltă decât, e mai dominantă, și așa că o elimin și pe asta sau o tai aici, o redirecționez pe o rămurică de vigoare mai mică, care e sub nivel. Da? Nu mă deranjează, o țin de rezervă, că e în exterior. Cam asta e pomul. Dacă vreau să crească de aici în sus, trebuie să le elimin și pe astea două. Dar le țin pentru că nu știu cum va evolua și e posibil să am nevoie de astea trei. Una, două, trei. Și atunci voi tăia de aici, în caz că partea de sus nu funcționează. Deocamdată e destul de echilibrat. Pe mine sunt perfect echilibrați, pentru că bate lumina diferit.